Bun găsit a doua etapă din Liga Națională, tot acasă jucăm împotriva lui Dinamo, un derby pentru Craiova Sportivă. Cum vezi tu acest joc? Bună ziua! Da, jucăm cu Dinamo acasă, al doilea meci. Așteptăm un meci bun. Ne-am antrenat toată săptămâna pentru ca să ne adaptăm jocului contra Dinamo. Aștept un meci frumos. Sper să vină cât mai mulți fani la meci, să ne susțină, să ne ridice moralul. Și am încredere că o să fie și mângător săptămâna asta. Ați apucat să cunoașteți echipa Dinamovist? Au câștigat pe un meci cu Târgu Mureș. Vă sperie acest lucru? Nu. Am analizat statisticile, meciul lor, jocul lor și nu cred că o să fie o problemă. Din păcate, prima etapă am pierdut după o evoluție extraordinară la Vâlcea. Poate nimeni nu dă nicio șansă că vom învinge Vâlcea, însă a venit această înfrângere în primul joc. Ce s-a întâmplat? Am avut niște coborâșuri. Nu ne-am făcut jocul nostru. Am avut niște probleme cu recuperările, cu apărarea noastră. N-a fost cea pe care ne-am antrenat, n-a fost apărarea de bază pe care am creat-o. Mai avem mult de lucru. Fundația echipei încă nu e solidă, încă ne cunoaștem toți jucătorii, adică ne-am adunat destul de târziu să fim toți echipă și fundația încă nu e creată, total. V-a certat antrenorul la finalul jocului? Nu, a fost destul de supărat, deși ne-am făcut cumva jocul, dar nu destul de bine. Care e obiectivul echipei în această stagiune, în acest Obiectivul echipei este să ajungem în play-off, cât mai departe în play-off, dar deși momentan nu ne gândim la acest aspect, luăm fiecare meci pas cu pas, fiindcă important e prezentul, nu ce o să vin mai încolo. Cum e la Craiova, spune-mi tu, și cum vezi această echipă cu jucătorii noi? Este până la urmă o echipă nouă și pentru tine este o echipă nouă din club. Îmi place mult. E un colectiv foarte mișto. M-am adaptat foarte repede la oraș, la colegi noi. E frumos. Chiar nu m-a așteptat să fie care așa. În prima etapă a fost destul de multă lume cu Rapido. Te aștept și care această dată să vină echipa să vă susțină? Sper, din sos sufletul, că Spania să ne susțină în mod permanent la fiecare meci și să vină și mai mulți. Hello. Firstly, a few words about the game with Dinamo. Dinamo game for us is another opportunity to compete, to keep growing as a team, and the most important thing, showing a different face than we did in our first game at home. Dinamo este o oportunitate bună pentru a crește nivelul echipei, să arătăm o altă față de ceea ce am văzut la partida anterioară cu Rapid, să creștem în joc. Yes, as I said after the game, although there are some things that were not easy for us and that some inconvenient during the pre-season. You know, it's no more than excuses, and what we have to do is compete better and prove that we are a team that is willing to improve and compete every day better. And for sure, the most important thing for us is that we have to make our fans, you know, proud of us and make them give to them reasons to come for the games. Așa cum am spus și după prima partidă, mai sunt lucruri de îmbunătățit, au fost și anumite lucruri în perioada de pregătire. Nu sunt scuze acestea. Pentru noi, targetul este să îi facem pe suporteri să fie mândri noi prin victorii și să-i aducem la sala Polivalent. Did you forget the game with Rapid? You mean the season in the... The first game. The first game. If you forget... If we forget, yeah, okay, my bad, I didn't understand. No, we didn't forget. What we did is to try to learn from that. Nu am uitat despre această partidă, să încercăm să învățăm de la acest joc cu Rapid. Întrebam dacă este mai complicat jocul cu Dinamo decât cel cu Rapid, dacă faci o comparație între... The game with Dinamo is more complicated than the game with Rapid. No, I would say it's the same. We had one more week to work together, one more week to know each other better,
understanding that there are three guys that arrived here just 3 weeks ago. Nu va fi la fel. Este o săptămână în plus de pregătire pentru noi, pentru că au fost trei băieți care au venit în urmă cu 3 săptămâni și au timp să se adapteze. But to me it's the same. I mean, both things are very good things. Both things, as I say about Rapid, I will say again about Dinamo, because I feel it's the same thing. They have a good balance in between Romanian players, national players, foreigners. I think it will be a tough game. A tough game. Cu siguranță va fi un joc dificil. Ceea ce a spus despre Rapid, o să spun și despre Dinamo, pentru că sunt o echipă bună. Au o combinație bună de jucători români de națională și jucători străini, așa că siguranță nu va fi ușor în duelul cu Dinamo. Do you think that after the game with Rapid, after we lose, the fans will be with you again? I hope so. What I felt during the game is that they were with us. After the game, you know, emotions are in a very high situation, but what I felt from some of the people that were close and were talking to me is that they were proud about the team, how they were fighting. But also you analyze the situation from a deeper point of view. I didn't like some things, but the same that our players didn't like, and we feel that we can do much better. Sper ca suporterii să fie alături de noi și la meciul cu Dinamo, așa a fost cum la meciul cu Rapid. Cu siguranță, după joc, au fost unele supărări. Mulți dintre cei care sunt apropiați au venit la mine și mi-au spus că sunt mândri de cum a arătat echipa, însă în interiorul meu știu că se puteau face lucruri mai bine și cu siguranță se vor face mai bine în perioada următoare. Thank you. Dacă cunoaște istoria derbiului Universitatea Craiova, Dinamo București, de-a lungul timpului, dacă s-a uitat la meciuri, dacă... You know, in Romania, sports in Romania, there are rivalry against Craiova, sports Craiova, different teams, football, basketball or something, and Dinamo. If you know something about that. I was told about that. Some people told me about that historic rivalry, we could say. I like to know that kind of things. From the very first day, I wanted to understand where I came, how is Craiova, not only the sport club, but also the city. We hear what we are trying, when we were talking about this with our players, is that a part of winning or losing, that we become something that is part of the city. We have to help the basketball by working hard, by trying to play good basketball, and by being close to all basketball fans in the city. If for them this rivalry is important, we also have to understand. I don't say that it's a big thing for us, obviously, because we only have one guy from Craiova for sure, but if for people here it's important, we have to understand that. And maybe it's another one more thing to motivate and to consider. Mi s-a spus încă din prima zi despre această rivalitate. De fapt, de când am început această săptămână, mi-au venit oameni și mi-au spus despre rivalitatea dintre Craiova și Dinamo. Am încercat încă din primul moment în care am venit aici să cunosc nu numai istoria clubului și ceea ce înseamnă clubului de sală, cât și istoria orașului, să înțeleg ceea ce înseamnă orașul. E bine pentru suporter contează acest lucru, că este o rivalitate și pentru noi contează. Ok, nu avem foarte mulți jucători din Craiova, avem doar un singur jucător care se află în acest lot, însă dacă pentru oameni contează, înseamnă că și pentru noi va conta. Va fi un spirit de fair play, însă sperăm să câștigăm. Thank you very much. Thank you, mulțumim. Thank you.